Bună ziua tuturor, bine ați venit, îmi cer scuze pentru întârziere, dar am fost reținut cu un alt program nepregătit pentru ziua de azi. O vizită în cadrul programului Ieramos la Colegiul Tehnic pentru Poni. Mă bucur să fiu alături de voi astăzi, mă bucur să văd tineri atât de entuziaști și implicați, iar curajul, altruismul și modestia sunt calitățile fundamentale care definesc un pompier. Vreau să vă adresez cele mai sincere felicitări pentru activitatea pe care ați desfășurat-o și pentru efortul pe care l-ați depus în activitățile voastre. Vă pot numi, cred, campionii solidarității, pentru că până la urmă asta sunt pompieri, niște oameni neînficați în lupta cu focul, în lupta cu apele, în lupta cu alte calamități ale naturii. Eu nu știu dacă toți dintre voi cei prezenți astăzi poate veți vrea să faceți o carieră în acest domeniu, să deveniți pompieri. Însă sunt convins că, pe de o parte, mulți dintre voi mi-aș dori să continuați activitățile de voluntariat în care sunteți implicați și mai mult decât atât, în momentul în care veți ajunge la maturitate, veți ști să apreciați ceea ce înseamnă meseria de pompier, adică, într-un cuvânt, altruismul, modestia și curajul. Vă felicit încă o dată pentru tot ceea ce ați făcut și vom trece la premierea activităților voastre. Vom începe cu concursul Prietenii Pompierilor, etapa locală, ediția 2017, care s-a desfășurat în data de 15 mai și anunțăm pentru locul 3 de la Școala Gimnazială Alexandru Ioan Lucuza, reprezentantul echipajului de fete, Bărsan Daria. Thank you.
De asemenea, locul 3, colegiul tehnic Petru Poni, reprezentant pe Șcău Lăduț. Să nu uitați niciodată că puteți fi un sprijin pentru comunitatea voastră. Vă mulțumesc și mult succes!